Fiul mai mare al deputatului Nae Simion Pleșca a fost împușcat mortal aseară de către fratele mai mic. Tragedia s-a produs chiar în locuința familiei, iar anchetatorii vorbesc despre un omor intenționat. Asta deși nu exclud și versiunea unei întâmplări nefericite. Tragedia a avut loc într-un bloc de elită din centrul capitalei, unde deputatul neafiliat are un apartament în două nivele. Nenorocirea s-a produs la parter, mai exact la bucătărie, în timp ce Nae Simion Pleșca și soția lui erau la etajul superior. Potrivit poliției, tânărul de 26 de ani și-a împușcat fratele mai mare direct în regiunea feței, dintr-un pistol înregistrat legal pe numele lui, după care a fugit de la locul crimei. Tânărul împușcat a căzut secerat la podea lângă chiuvetă, unde a și fost găsit de către tatăl său, care a chemat imediat o ambulanță. Din păcate, medicilor nu le-a rămas decât să constate decesul. La fața locului au sosit 10 de polițiști care au refuzat să ofere mai multe detalii. A venit să-și consoleze colegul și președintele Parlamentului, Adrian Candu. Haideți să îi lăsăm familia în intimitate, că au nevoie acum și pe urmă deja alte comentarii. Poliția nu a dat nici acum de urmele lui Sorin Pleșca, acuzat de omorul fratelui său. Mașina deputatului Nae Simion Pleșca, la volanul căreia a fugit tânărul, a fost găsită abandonată la periferia orașului Bălți. Ce s-a întâmplat aici? Ați găsit ceva în mașină? Nici un comentariu, nu vă spuneam. Dimineață, poliția anunța că în acest caz a fost deschis un dosar pentru omor din imprudență. Ulterior, procurorii au făcut o declarație șoc. Fiul mai mare a fost omorât intenționat. Anchetatorii examinează această versiune, dar nu exclud că Dan Pleșca a fost ucis din imprudență. Care este versiunea principală? Nu putem să ne vedem la moment la o singură versiune. Se verifică permanent mai multe versiuni. Omor intenționat, omor din imprudență, acestea sunt care se verifică în prezent. Primător de moment. Din spusele părinților, să aflau un relație foarte bun. Pentru omor din imprudență, Sorin Pleșca riscă până la 3 ani de pușcărie. Iar în cazul în care se va dovedi că el și-a ucis intenționat unicul frate, acesta ar putea să petreacă până la 15 ani în spatele gratiilor. Astăzi, apropiații familiei au venit cu flori și lumânări la locul nenorocirii. Deputatul Nae Simion Pleșca a postat un mesaj în care a scris că v-am crescut cu dedicație și multă iubire, dragii noștri feciori. Anunțăm cu tristețe și mâhnire în suflet dispariția tragică a scumpului și mult iubitului nostru fecior Dan, plecat în floarea tinereței. Ne vei lipsi mereu, dragul nostru. Într-un alt mesaj, deputatul anunță că Dan va fi înmormântat joi.